Revenit la Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, o instituție a Consiliului Județean Sălaj. Astăzi, la o nouă conferință susținută de Camelia Burghele, e o serie de conferințe și mă bucur că putem colabora și în acest fel. Despre Camelia Burghele, cred că nu are sens sau rost să vă vorbesc, o știți, o știm și ne bucurăm de colaborarea cu domnia sa. Camelia Burghele, te ascultăm despre sărbătorile iubirii la români. Mulțumesc, domnule director, mulțumesc tare mult. Oare trebuie să mai fac ceva? Cred că e în regulă. Și mulțumesc tare mult, prietene Daniel Săuca, pentru fraza cu care m-ai prezentat. Dacă nu mai am nevoie de prezentare, avantaj mie. Doar că unul dintre colegii mei m-a anunțat astăzi că atunci când a dat o căutare pe net după numele meu, mi-a găsit buletinul. Se pare că cineva mi-a furat identitatea, mi-a furat buletinul. Dar eu mi-am amintit că și domnului Ciolacu i-a folosit cineva buletinul. Și m-am simțit foarte onorată dacă eu și domnul premier avem identitatea furată, înseamnă că, într-adevăr, sunt cineva în țara asta. Vă mulțumesc tare mult că ați venit, că v-ați rupt din timp și ați venit în seara asta să fiți alături de mine. Foarte repede și foarte întreagă am să vă spun că după ce am scris seria Satelor Sălăjene și Centrul de Cultură și Artă m-a ajutat să le editez în cele 10 volume pe care probabil că mulți le cunoașteți deja și după ce am reeditat, cred că a treia oară, 7 povești din țara, pardon, cealaltă carte, iertați-mă, era 7 zile în țara Silvaniei și eu le încurc. Deci după ce am editat a treia oară 7 zile în țara Silvaniei, dovadă că ea a avut ceva succes, am continuat seria cu 7 povești din țara Silvaniei. Este cea mai recentă carte pe care am scos-o la Centrul de Cultură și Arte în editura Caiete Silvane. Dacă cineva este interesat, ați văzut deja că sunt afară în cărți. Și sigur că vom continua această serie a celor 7, cu încă 7, probabil că seri în țara Silvaniei, pentru că poveștile pe care le-am cules umblând prin satele Sălajului de la, știți, ați obișnuit deja cu termenul babele mele, cele frumoase și vorbărețe, sunt atât de multe, încât merită să fie puse într-o nouă carte. Dar nu despre asta vreau în mod special să vă vorbesc astăzi, ci pentru că ne găsim într-o lună a cadourilor, a femeilor, a primăverii, a iubirii, de ce nu? M-am gândit să vă vorbesc puțin despre ce înseamnă dragoste, ce înseamnă iubire, în mai multe ipostaze. Mai întâi, satul tradițional sălăjan, desigur, pentru că știți foarte bine că de acolo îmi iau eu cele mai multe informații, cele mai multe povești, dar și dragostea, așa cum o vedem noi astăzi, orășenii, urbanii, și așa cum o vede generația Z, adică globalizată, europenizată, mondializată și așa mai departe. Așadar, am să vă spun astăzi ce este cool, ce este fancy astăzi în cultura română și ce era cool și fancy de asemenea altădată. Și pentru a contextualiza puțin această temă, am să încep prin a vă povesti că viața în satul tradițional era practic guvernată de două instituții. Nu sunt instituții în sensul pe care noi îl numim astăzi, dar erau atât de importante pentru viața satului, încât putem să le asimilăm unor instituții țărănești. Și mă refer aici în mod special la calendar și la sărbătoare. Ele sunt legate, desigur, între ele. Calendarul era extrem, extrem de important. Practic, toată viața, de zi cu zi, a țăranului satul tradițional, se guverna după un calendar. Babele mele zic clărindar, clărindarul ăla vechi, doamnă, pe care țin minte cu sfințenie din vremea copilăriei lui și care s-a schimbat atât de mult pentru noi, pentru modern. Pentru că în acel calendar vechi, noi, moderni, orășenii, probabil că am fi foarte surprinși să aflăm că sunt o serie de informații cronologice, sunt informații civile, ca să zic așa, dar sunt și informații religioase, sunt și informații meteorologice, sunt și informații astronomice, de-a dreptul. Și în paralel cu asta sunt o serie de informații agrare,
viticole, păstorești, magice, terapeutice, magico-ritualice, toate aceste informații țăranul și le lua din ceva ce se numea această instituție a calendarului tradițional. Acum, cu siguranță, pentru noi, pentru orășeni, mi s-ar părea ceva absolut aberant și cu siguranță absolut inutil să aflăm că în același calendar, calendarul tradițional, putem afla, nu știu, și când trebuie să semănăm castraveții, că ei se seamănă neapărat după sângeos, că dacă nu, nu apar, trebuie semănat dintre 3 zile, pentru că în altfel atunci s-ar cel mai bine. Că, eu știu, ceapa și usturoiul se plătesc la smântămărie mică, nu? Că urzicile trebuie să fie culese numai până când înfloresc, că n-ai rost să culegem paltele de neac până la rusalic, abia după ce trec rusalicile deasupra lor, ele primesc putere de neac. În același calendar am aflat, de exemplu, că Sfântul Gheorghe înfrunzește așa copacii și începe de punctul anului pastoral care ține până la Silvestru în 26 octombrie, când se încheie și când nu păcurarii băgați la Sfântul Gheorghe sunt eliberați, nu-i așa? Dar ce interesant exact în această perioadă, ne spune calendarul tradițional, că era vara, ceea ce numim noi vara agrară. Zâmbesc când mă gândesc că îmi spun mie poveștile mele de la sat, că vara ținea exact atâta cât cânta cucu. Cucu cântă de la Buna Vestire, din 25 martie, nu? Și până la Sfânt Petru de vară. După aceea nu mai cântă cucu, după 29 iunie, este ultimul cântec. Și ce să vezi, era, nu știa că exact atunci trebuie să-și lucreze pământul și să-și finalizeze muncile la cât cântă cucu. Pe care dintre noi, urbani, ne-ar interesa astăzi când și de ce cântă cucu? Și v-am dat doar câteva exemple. Ernest Bernea, unul dintre cei mai mari etnografi pe care am avut în această țară, vorbește la un moment dat despre sărbătoare și despre calendar și spune că fără sărbători, calendarul omului n-ar fi decât un șir lung de muncă fără popasuri. Și așa este, într-adevăr. Doar că sărbătoarea în satul tradițional însemna ceva foarte, foarte mult. Era, practic, racordarea omului cu divinitatea. De aceea, în același calendar popular, aflăm, de exemplu, că în cele mai mari sărbători se deschid cerurile și oamenii pot să ajungă direct în rai, direct în cer, fără să mai treacă prin judecată. Păi, pentru omul din satul tradițional trebuie să fi fost o mare afacere asta, o mare ușurare. Ușurare să știi că nu te mai judecă atât de mult cineva. Așadar, sărbătoarea însemna nu doar o racordare cu divinitatea, atunci când te împăcai cu divinitatea, dar era o sursă de echilibru și de armonie permanentă. Te împăcai cu comunitatea, cu familia și mai ales te împăcai cu tine însuți. Nu intra niciodată în sărbătoare să ai pe suflet ceva. De aceea m-am amintit că întotdeauna, înainte de a intra în sărbătorile cele mari, în postul Crăciunului, în postul Paștilor, totdeauna oamenii de la afară se spovedesc. Ei își lasă întotdeauna păcatele înaintea sărbătorii pentru a putea sărbători așa cum trebuie. Cam acestea sunt, sigur, foarte succint spus, cadrele generale ale sărbătorii și ale acestei instituții nemaipomenite care este calendarul tradițional pentru satul tradițional. Acum, să vorbim despre sărbătorile tradiționale, dar să vorbim și despre sărbătorile moderne. Și să începem, pentru că, așa ziceam că vorbim astăzi despre sărbătorile iubirii, despre Dragobete, mai întâi, care este numit în tradiția culturală românească ca pe primăvară. Păi această sintagmă deja ne definește foarte bine contextul sărbătorii. Pentru că în satul tradițional, în mentalitatea folclorică, tot ce are cap înseamnă un început, înseamnă un început augural, pentru că țăranul din satul tradițional credea că orice trebuie să înceapă bine. Că până la sfârșit nu totdeauna ieșea foarte bine, era o afacere, dar începea totdeauna bine. Așadar, Dragobetele, ca și cap de primăvară, deja definește foarte bine subiectul. Și pentru că trăim într-o vreme în care vorbim tare mult despre managementul resurselor, despre management cultural, vorbim noi în cultură, am îndrăznit să fac un soi de analiză SWOT, adică și cu plusuri și cu minusuri și cu oportunități și mai ales cu riscuri.
punând față în față ce înseamnă Valentine's Day și ce înseamnă dragobete. Acum, vă rog să nu citiți ce scrie acolo și să mă ascultați, pentru că vreau să vă spun, vreau să vă mărturisesc de unde a venit, de fapt, ideea acestei conferințe. S-a întâmplat în anul 2014, exact cu 10 ani în urmă. Atunci, în 2014, a început o discuție foarte interesantă între Valentine's Day și dragobete. Discuția a fost generată de Biserica Ortodoxă Română, pentru că în acel an, în 14 februarie, când este Valentine's Day, exact atunci, a picat Sâmbăta Morților. Ultima sâmbătă, știți foarte bine, înainte de intrarea în postul Paștilor. Și într-un moment în care tot satul, toată România creștină, tot satul tradițional încă din România, marca această sâmbătă a morților cu mers în cimitir, cu prescuri, cu comuniune cu strămoșii pe care o moștenim totuși din background-ul nostru arhaic, toată lumea din mediul urban sărbătorea această sărbătoare pe care Biserica Ortodoxă Română a numit-o a desfrâului. Imediat s-a aliat și Biserica Catolică acestei poziții și dintr-o dată Valentine's Day a devenit o sărbătoare păgână, o sărbătoare anticreștină, o sărbătoare a desfrâului, o sărbătoare care trebuie taxată. Și a început această, francezii numesc querelle, această gâlceavă între cine mai bine să sărbătorim până la urmă, Valentine's Day sau dragobete. Avem cu adevăratul dragobete la care să ne putem raporta sau ne raportăm mai bine la Valentine's Day? Ce este mai bine să sărbătorim o sărbătoare a dragostei în stil american, de Hollywood, așa cum este Valentine's Day, sau să mergem pe partea cea mai altă cu dragobete, dar pe care nu l-avem peste tot și să exagerăm în așa fel încât să putem contracara Valentine's Day. A fost, dacă vreți, un soi de dilemă ca în cultura franceză, în fabule, când măgarul lui Brindon nu știe să aleagă între cele două grămezi de fân care îi se pun în față și moare până la urmă de foame. Mă tem să nu pățim și noi la fel, pentru că nu știm până la urmă care este răul cel mai mic. Și veți vedea când voi încheia această comparație între cele două sărbători, spre din tot sufletul că îmi veți da dreptate. Așadar, știm cu toții că Valentine's este o sărbătoare, desigur, occidentală, față de sărbătoarea tradițională care se numește dragobete. Cea importantă este o sărbătoare a iubirii, este ziua îndrăgostiților. Prin comparație, însă, dragobete este un alt fel de zi. Nu este neapărat o zi a iubirii, a sexualității, ca să spun așa. Este mult mai important o zi a fertilității și fecundității. Ori în cultura tradițională română, fertilitatea, fecunditatea, nu este neapărat a oamenilor. Și animalele au nevoie de ea. Și holdele au nevoie de această mană a holdelor, care înseamnă fertilitate și fecunditate. Așadar, dintr-o dată, cultura română are un context mult, mult mai larg decât celelalte. Dacă cealaltă, dacă prima americană încerca oarecum să contracareze lupercalile romane, a noastră este cu adevărat tradițională. Se vorbește despre cuplu, despre iubirea între tine, așa cum este în prima etapă iubirea între păsări. Acum păsările nemigratoare își formează cuplurile, cele care au rămas, bineînțeles, aici. Se vorbește foarte mult despre toate aceste simboluri de fertilitate și de fecunditate. Interesante sunt și personajele principale ale celor două sărbători. Dacă am preluat Valentine's Day ca fiind o zi a îndrăgostiților, o zi a iubirii, care trimite, știți, după aceea către Valentin, preotul acela nou, care, sfidându-l pe împăratul Claudiu, scria totuși scrisori de dragoste dintre soldați și iubitele acestora, în condițiile care Claudiu interzise acest lucru, pentru că noi știm că soldații romani, dacă s-ar fi căsătorit, îndrăgostit, ar fi rămas la vatră, n-ar fi venit până în Dacia, de exemplu, să lupte aici. L-am preluat, deci, pe această filieră ca fiind o sărbătoare a îndrăgostiților și oarecum, pentru că ea nu a prins destul, s-a găsit un mic artificiu. Ea nu mai este sărbătoarea îndrăgostiților, ea nu mai este ziua îndrăgostiților, este ziua Sfântului Valentin. Așadar, într-o panoplie de sfinți
pe care îl avem, mai avem încă unul, Sfântul Valentin. Doar că ce să vezi, în 14 februarie, nici Biserica Catolică, nici Ortodoxă nu sărbătoresc niciun Sfânt Valentin. Dar i-am făcut o istorie acestui Valentin în așa fel încât să-l considerăm deja sfânt. De partea cealaltă, Dragobete este fiul Dochiei, știm, nu? Care este un iubăreț, un fel de Cupidon, un fel de Eros, de aceea se și numește Năvalnicul, pentru că el iubește Năvalnic, fetele, și aduce dragostea în stil Eros și Cupidon. Mai departe însă, lucrurile se adâncesc atâta timp cât Valentine's Day promovează căsătoriile de probă, adică oarecum căsătoriile mimate, căsătoriile trucate. În satul tradițional românesc, iubirea de cele mai multe ori se lăsa cu căsătorie, iar căsătoria era aproape întotdeauna pe viață. Nu te jucai cu așa ceva. De aceea cred eu că diferențele sunt foarte mari și de aceea este, cred eu, atât de mult taxată această sărbătoare de Valentine's Day. De exemplu, în 2014, și mă mărturisesc că din 2014 până în 2024, timp de 10 ani, am tot studiat cuplul acesta de sărbători ca să văd care este direcția, care este targetul, care este finalitatea lor până la urmă, și voi ajunge să vă vorbesc în final despre o marketizare a tradițiilor, că până la urmă spre asta vine cu amândouă sărbătorile, așa-i? S-a făcut în 2014, de exemplu, pe Muntele Găina, care pentru noi, pentru etnografii, înseamnă foarte mult, acolo era târgul de fete și târgul de căsătorii, s-a făcut un soi de registru mimat, în care s-au putut înscrie cei care au vrut să se căsătorească pentru o zi, și ce să vezi, din 2014 încoace au fost inclusiv primari de municipii, care au celebrat astfel de căsătorii de probă în marile orașe pentru o zi, acreditând totuși un soi de dragoste, de iubire, de legătură, oarecum trucată, așa cum spun, oarecum mimată, cu totul și cu totul altfel să dea treaba în satul tradițional românesc, când într-adevăr probabil că fetele care veneau de la pădure unde culegeau flori, se întâlneau cu feciorii, feciorii le furau câte o sărutare, le furau florile, dar sărutarea aceea de Dragobete, că nu degeaba se spune Dragobete sărută fetele, că ăsta era de fapt dedesubtul acestei minunate sărbători, faptul că feciorii și fetele aveau un motiv foarte bun să se întâlnească și să se sărute. Dar sărutul acela în satul tradițional românesc avea de cele mai multe ori valoarea unei logone. După ce sărutai o fată, în mod absolut firesc, urma să te logodești cu ea și chiar să te căsătorești. Așadar, trăinicia și seriozitatea este cu totul și cu totul altfel gândită. Vin după aceea și vă reamintesc că noi, etnografii, facem tot felul de radiografii ale sărbătorii de Dragobete și nu prea avem informații multe despre Dragobete. Eu cred că am bătut fiecare sat al județului Sălaj. Nu întâlnim elemente de Dragobete în ceea ce povestesc femeile. De fapt, îl putem detecta până cu 100-150 de ani în urmă, nu mai mult decât atât. Iar după 1900 nici nu mai putem să-l detectăm prea mult. Așadar, acest Dragobete nu numai că a fost o sărbătoare relativ pasageră, pentru că n-a mai ținut-o în ultima vreme, dar ea este și specifică doar anumitor zone din țară, nici de cum Transilvaniei, de exemplu, unde nu o găsim. Ori noi acum o vindem în ghilimele ca fiind o sărbătoare națională a iubirii. Nu spunem noi iubește, românește. Dacă ești cu adevărat român, sărbătorești Dragobetele, nu-i așa? Dar care Dragobete? Că Dragobetele nu a prea fost în zona noastră, așadar mare atenție cu ceea ce spunem. Sigur că sunt aici două trenduri diferite. Pe de o parte, vrem să sărbătorim Valentine's Day pentru că nu cine dintre noi nu vrea să fie american, cine nu vrea să fie trendy, cine nu vrea să fie pe val, cine nu vrea să trăiască într-o lume hollywoodiană în care Valentine's Day înseamnă totul. Pe de altă parte, în cealaltă emisferă, nu-i așa, sărbătorim Dragobetele căruia îi arogăm o dimensiune și o valoare mult peste medie. Și acest lucru se întâmplă mai ales datorită pleiadei de spectacole folclorice, scenete, tot felul de adaptări. Îl
îl sărbătorim pe acest Dragobete dându-i o coordonată tipic românească, care corespunde, de fapt, acestei atitudini ezitante despre care vorbește, de exemplu, inclusiv Daniel David atunci când vorbește despre psihologia poporului român, atunci când trebuie să ne dăm cu satul tradițional și cu dacii, o facem fără rezerve. Când trebuie să fim americani și să ajungem, nu știu, NATO sau în alte organisme, dintr-o dată suntem frați cu americanii. Această atitudine ezitantă între Est și Vest, de fapt, este proprie culturii noastre actuale. Nu trebuie să, cu siguranță, nu vă spun eu ceva nou. Acesta a fost așadar Dragobetele. Dar haideți să ajungem la Valentine's Day, pentru că ziceam că și generația Z a preluat foarte bine această sărbătoare și o valorifică extraordinar. Am înțeles că până și copiii tineri vorbesc despre Valentine's Day, deși este o sărbătoare a iubirii și, nu știu, probabil că ar trebui să fie sărbătorită de la 18 ani în sus sau ceva de genul acesta. Dar ea este deja prezentă inclusiv în școlile generale din România. Și atunci, întrebarea este dacă vrei să fii Valentinul meu până la urmă, ca să fii cool și fancy, așa cum am promis, pentru că modificările sunt acum mari, dar sunt foarte ofertante până la urmă. De ce? Pentru că de Valentine's Day, în primul și în primul rând, oferim, nu-i așa, cadouri. Cadouri, dar nu acele daruri pe care le ofeream în satul tradițional. Dăruiai cuiva din suflet și știai că dăruiești o parte din tine și că aștepți la rândul tău să se întoarcă tot sentimental ceva. Acum noi dăm cadouri. Dar ce fel de cadouri dăm de ziua îndrăgostiților? Știți foarte bine că toate tarabele din piață, toate centrele orașelor sunt pline de ursuleți de pluș, de inimioare, de tot felul de obiecte din acestea care sunt neapărat roz și cu fundiță roșie. Mai mult în ultima vreme am văzut că sunt tot mai multe obiecte cu tentă sexuală care chiar promovează unele mesaje licențioase, dar de, e ziua dragostei, nu-i așa? Și toată lumea cumpără ceva de Valentine's Day și face cadouri pentru că, citez, nimic nu e prea mult atunci când e vorba de dragoste. Deci scoate bani din buzunar întotdeauna când e vorba de dragoste. Așadar, acest lucru este cel mai important. Există și această... acest salut, de exemplu, de Happy Valentine's Day, dar pentru prima dată vă mărturisesc cinstit, am primit pe contul meu de Facebook în acest an Dragobete fericit. Să ai un Dragobete fericit. Așadar, se acreditează ideea că acest Dragobete este o sărbătoare la fel de importantă ca și toate celelalte mari sărbători, dacă spunem să ai un Crăciun fericit. De ce n-am spune să ai și un Dragobete fericit? E așa? Încă o dată mi se pare exagerat, mi se pare că lucrurile iau o turnură pe care nu suntem noi chemați să o taxăm, să o criticăm, Doamne ferește. Dar cred că este de datoria noastră, etnologilor, cel puțin să o semnalăm. Și sigur că dacă vrei să fii cool și fancy, poți să faci ceva absolut remarcabil. Foarte la modă este acum să-ți declari iubirea din spațiu. Cine are bani să facă acest lucru, nu are decât să facă acest lucru. Dar înainte de asta, uitați-vă, partea aceea de jos, cu întâlnire rapide în Cluj-Napoca, de exemplu în mall, spune exact acest lucru. Cei care se vor înscrie în curs vor avea în funcție 3 minute pentru a se cunoaște. Este suficient 3 minute ca să stabilim o legătură. După care partenerii se vor schimba automat. Aceasta este iubirea și dragostea pe care o promovăm odată cu Valentine's Day și cu această iubire. Iar concertul de Andra și bazarul de după ne vorbesc despre contextul cultural al unui astfel de gen de sărbătoare. Pentru generația Z, sărbătoarea se trăiește, desigur, cel mai mult digital și la o rezoluție maximă, desigur. Iar din căutările pe care le-am dat eu, dacă vrei să fii cât se poate de cool și de fancy, poți să faci niște lucruri nemaipomenite. De exemplu, poți să comanzi și să-i plătești iubitei tale un tatu, un tatuaj. Sau poți să-i dai o intrare la spa. Cine mai merge acum cu ursuleți de pluș și cu alte lucruri de genul acesta? Și pentru că sărbătoarea se ține cel mai mult în digital pentru generația Z, foarte la mod au devenit voucherele digitale.
Dacă iubești o tânără domniță, n-ai decât să-i trimiți un voucher digital pe care ea să-l folosească după aceea la mall. Cu siguranță sunt depășite șosetele cu desene animate, mă rog, nu mai faceți astfel de cadouri, cădeți în desuiete, exact, de așa. Și vă spuneam despre această iubire la rezoluție maximă chiar în spațiu. Poți să-ți declari ce poate fi mai frumos decât să-ți declari iubirea dintr-o capsulă din spațiu. Dincolo de faptul că are niște prețuri, puteți să vă imaginați absolut nemaipomenite. Cu totul și cu totul altfel stătea treaba în satul tradițional românesc. Când dragostea între tineri însemna cu totul altceva, când fetele trebuiau să fie, așa cum îmi place mie să spun, eligibile pentru o astfel de căsătorie, dincolo de moralitatea ireproșabilă, nu? Care li se cerea, că știm că și dacă mai călcau strânt fetele și erau mirese fugite, le taxa rău de tot și familia și preotul, că nu le mai cunna biserică și tot satul știa acest lucru și le cam făcea de râs. Deci ele trebuiau să știe o mulțime de lucruri ca să fie eligibile pentru acea dragoste. Trebuiau să știe să deplinească o mulțime de munci. Noi când mergem pe teren, credem că fetele trebuiau să știe, nu știu, să frământe pâine și să facă sarmale. Asta era universal valabil. Dar acum aflăm că nu se puteau mărita dacă nu știau să-și coase un spăcer. Că trebuia să-și coase spăcerul de nuntă și trebuia să coase și pentru mire o cămașă de nuntă. Și dacă nu știai să faci asta, iară te făceai de minune. Multe dintre ele trebuiau să știe să rănțălească sardine, adică să le pliseze cu apă și cu zahăr, da, de cu foșolău. Era un proces foarte complicat, dar pe care multe fete știau să-l facă. Și, sigur, trebuiau să știe o mulțime de lucruri, practic toate lucrurile care țineau de gospodărie, doar pentru a atrage privirile unui fecior și pentru a întemeia după aceea o familie pornită din dragoste și, așa cum spuneam, dragostea aceea de obicei era pentru toată viața. Întrebare, oare mai sărută dragobete fetele? Oare mai putem să vorbim despre dragobetele acelea atât cât o fi fost el în cultura tradițională română după toate principiile iubirii în satul tradițional? Sau mai degrabă îl forțăm, așa cum vă spuneam, pe acest dragobete pentru că ne servește și a fost un slogan puternic în 2015, mi-aduc aminte că am citit: toată România iubește românește. Dacă vrei să fii român, iubește românește. Ține dragobetele. Mai mult decât atât, acest ține dragobetele, în mentalitate folclorică, ne trimite la zilele ținute, adică la zilele de sărbătoare, alea care sunt cu roșu calendar. Iertați-mă că vă spun, nu m-aș mira să prindem și vremuri în care dragobetele va fi cu roșu calendar. Pentru că este deja o sărbătoare atât de importantă pentru poporul român, încât s-ar putea să ajungem și acolo. Și totuși, de ce iubim femeile și de ce martie este o lună a iubirii? Și pentru că mi-am propus să vorbesc despre iubire la modul general, mă gândeam să vă vorbesc și despre mărțișor, de exemplu, pentru că mărțișorul este o dovadă clară, vie, pe care noi etnografii tot o dăm atunci când vorbim despre declinul acestei sărbători, despre ceea ce înseamnă dizolvarea, disoluției sărbătorii tradiționale, așa cum o țineau țăranii în satul tradițional și așa cum o ținem noi orășenii. Sigur că trebuie pornit mult mai din spate, de exemplu, de la raționamentele carteziene, despre individualismul renascentist, am putea să vorbim aici. Dar poate și mai mult ar trebui să vorbim și să punem lucrurile la punct și să spunem că, de fapt, toată cultura tradițională și toată viața satului a trecut un hop peste care, după care niciodată nu și-a mai revenit și este vorba despre acel cumplit și greu și dureros proces al colectivizării. Atunci când țăranul a fost despărțit de pământul pentru care a trăit și de multe ori a murit, nu-i așa? Lucru care a destabilizat total viața la țară, mentalitatea țărănească, mentalitatea folclorică și ordinea aceea care guverna satul tradițional românesc.
Atunci s-au pierdut o serie de lucruri, o serie de bagaje culturale, printre altele s-a pierdut și acel sistem de cauzalitate pe care noi îl întâlnim astăzi în teren. Degeaba te duci la o babă, oricât ar fi ea de în vârstă și de amabilă și o întrebi, dar de ce se face așa? Nu mai știe. Spune, pentru că așa am auzit, pentru că așa se face, dar a pierdut ideea aceea de cauzalitate, nu mai știe să explice ceva ce în satul tradițional era baza zilnică a vieții și anume se numea rost. Rostul acela l-am pierdut, rostul lucrurilor. Noi facem atât de multe lucruri automat, formal, ne pierdem în atât de multe formalisme care sunt la pol total opus față de acel rost. Și ziceam că e vorba de mărțișor. În satul tradițional, mărțișorul acesta însemna o îngemânare de fire de lână, alb și roșu, bineînțeles, fiecare nu știm de ce înseamnă culoarea albă, culoarea roșie, nu întâmplător este exact aceste două culori, dar care era purtat fie de fete la mână din 1 martie până în 8, până 9 martie, ca să le poarte noroc, de aceea se purta mărțișorul, pentru ca ele să aibă noroc în dragoste, să fie văzute și nu întâmplător, după aceea mărțișorul era legat de un pom roditor. De ce? Ca să fie roditoare și fetele, așa ca și pomii roditori, sau de acești nu se lega un bănuț de argint, pentru că argintul în cultura tradițională românească este sinonim cu curățenia, nu se spune și în descânte, curat ca argintul luminat, și fetele vreau să fie curate și frumoase, limpezi ca argintul, sau era dat de mame copiilor și se lega la mânuța copilului să-l ferească de rău. Ba mai mult decât atât, fetele mai puneau și pe ruguț sălbatic, pe măceș, pe rug, care are florile albe și roze, să aibă tenul frumos și alb și roz, ca și florile acelea, pentru că m-am povestit eu și altă dată, contrar nouă femeilor moderne, care suntem trendy și fancy, doar dacă suntem bine bronzate, cât mai negre la ten, nu-i așa? Că de asta investim o grămadă de bani în concediu să mergem la mare, cele mai exotice lucruri, ca să fim cât mai bronzate. Din contră, în satul tradițional, asta era o mare rușine. Pentru că se vrea că ai fost la sapă toată ziua din moment ce te-a bătut soarele în halul ăsta și atunci toate fetele își doreau din contră să fie cât mai albe la ten, cât mai roze la ten. Ori mărțișorul avea un rol special exact aici. Am pierdut cu totul toată această poveste. Mărțișorul a devenit nu ceva formal, legăm de el absolut orice, îl cumpărăm oriunde, îl dăm oricui, fete la băieți, băieți la fete, mame la copii, copii la mame, nu spun de elevi la profesoare și așa mai departe. Așadar, ce vreau să spun aici? Trăim o vreme în care calendarul acela, bine ordonat, bine structurat, din satul tradițional românesc, este unul cât se poate de eclectic. Am ajuns acum să sărbătorim în același calendar, fără niciun fel de rezerve, nu-i așa? Și sărbători religioase, dar nu ale noastre, ale românilor. Uitați-vă și nici a maghiarilor, a sârbilor, a sașilor. Uitați-vă că în ultima vreme tot mai mult se punctează sărbătorile evreiești. Am ajuns să urăm sărbători, anunca fericit sau așa mai departe. Altă dată, cu siguranță, nu făceam așa ceva, dar o facem cu foarte multă ușurință acum. În același calendar ținem și sărbători tradiționale religioase, dar și sărbători tradiționale laice, gen Sânziene, gen Dragobete, și în același calendar ținem fără niciun fel de probleme și Valentine's Day, și Halloween, nu? Și mai nu ținem și Thanksgiving Day, pentru că până și asta se întâmplă acum. Și totuși aș vrea să vă liniștesc, să nu plecați neliniștiți de aici acasă și să credeți că nu suntem buni români. Ultimul sondaj care s-a făcut în acest an arată că totuși mai mulți români sărbătoresc Dragobete decât Valentine's Day. Procentele spun totul, dacă le însumăm pe toate, inclusiv pe cele care arată că oricare dintre cele două sărbători sunt ținute, iată mai mult de jumătate din populația care a participat la acest sondaj și care ține aceste sărbători, fie una, fie alta, fie ambele. Dar pentru mine, ca etnograf, nu asta era important, nu asta era informația importantă, ci cea de jos. Doar 0,3% din cei chestionați nu cunosc aceste sărbători. Dovadă că ele deja sunt foarte bine înrădăcinate în ceea ce facem noi în fiecare zi. Și atunci am să vă spun că, de fapt,
Toată povestea pe care v-am dat-o până acum despre aceste sărbători ale iubirii, mimate sau nu, de fapt ne deschid niște perspective deosebite pentru a povesti despre ce înseamnă sărbătoarea urbană, ce înseamnă acum sărbătoarea, cum ne raportăm noi la sărbătoare. Roger Caillois, unul dintre cei mai mari teoreticieni la care ne raportăm noi etnologii, numea sărbătoarea vremea bucuriei. Doamne, ce frumos! Câți dintre noi ne mai bucurăm cu adevărat de sărbătoare? Colegul meu de la București, Paul Drogeanu, a scris o carte nemaipomenită referitoare la sărbătoare, în care vorbea despre practica fericirii. Nimic nu trebuie să facă mai fericit un om decât această stare de sărbătoare, pe care noi am cam pierdut-o, pentru că unul dintre filozofii uitați ai acestei țări, care se numește Vasile Băncilă și care a scris o carte celebră, Duhul Sărbătorii, vorbea despre această sărbătoare pe care trebuie să o ținem fără contradicții și artificialități, fără limite și mizerii. Dar tot el vorbește, încă din 1936 atrăgea această atenție asupra declinului sărbătorii. Pentru că spune același Vasile Băncilă, omul comunității moderne are o impotență festivă. Acesta este termenul pe care îl folosește. Pur și simplu nu se mai poate ridica la nivelul acelei sărbători și nu mai poate trăi plenar, cosmic, așa augural, așa cum o trăia în satul tradițional. De ce? Aici un cuvânt greu de spus a avut capitalismul. Atunci când a instaurat ziua fixă de muncă, programul fix de muncă și atunci când munca a fost legată de productivitate, muncitorul a trebuit să lucreze după un program fix în fiecare zi a săptămânii și sărbătoarea n-a însemnat nimic altceva decât un repaus de la munca fizică. Practic, întrerupe munca fizică pentru a bifa o sărbătoare în care nu mai facem nimic altceva decât că ne odihnim după niște zile istovitoare de muncă. Noi modernii am preluat mult din acest model și voi vorbi despre asta și în continuare. Așadar, vorbim despre un declin al sărbătorii și de multe ori despre traducerea ei din real în digital. Pentru că dacă am înlocuit scrisoarea în mediul digital cu un e-mail, putem să spunem exact la fel că am înlocuit căsătoria cu o căsătorie, pentru că multe căsătorii se încheie acum în urma unor site-uri de dating, nu-i așa, în care oamenii se întâlnesc, se iubesc și dau întâlnire virtuală pe net. De ce ne-am vorbit și despre o sărbătoare pe care o ținem în ultima vreme, mai ales generația Z, în mediul virtual? Este așadar un bun prilej de a vorbi despre ce a ajuns sărbătoarea urbană și de unde am pornit. Practic, sărbătoarea urbană, cred că este cel mai bine definită de acest cuvânt, party. Până la urmă, sărbătoarea urbană înseamnă, de fapt, un repaus, că noi ne odihnim de cele mai multe ori în sărbătoare, este marcată de un exces alimentar, pentru că atât știm să facem în sărbătoare, nu-i așa, să facem mâncare, să mergem, să mâncăm și să excedăm la acest lucru și, așa cum spun, să facem un party. Pentru că, până la urmă, tradițiile și sărbătoarea în ordinea tradițiilor satului tradițional, nu, au fost mult, mult alterate de această masificare, adică de această intruziune teribilă a media. Totul este mediatizat la maximum și totul este denaturat pentru că trebuie neapărat adus în față. Și nu mă ascund că, de exemplu, în toată cariera mea, am întâlnit tot felul de astfel de aberații generate de această dorință nemaipomenită de a le mediatiza. Masificarea asta îngrozitoare ne face să colportăm, să exagerăm și de multe ori să denaturăm rău de tot. De exemplu, nu știu, sunt sărbători care, deși sunt sărbători de iarnă, se fac vara pentru că trebuie să fie înregistrate și atunci nu ținem seama de timp, de sezon și le mutăm, le extrapolăm în altă parte, deși Dumnezeu le știm cu toții că în satul tradițional să colinzi vara era un sacrilegiu, ploua cu grindină, te bătea Dumnezeu, era o catastrofă cumplită. Sau
dăm copiilor tot felul de scenete, roluri de adulți. Iarăși este absurd, pentru că ele înseamnă cu totul altceva la vârste diferite. Am schimbat până la urmă și componența rituală a genului cultural. Și spun gen cultural și nu mă refer la sex sau la gen, ci literalmente la gen cultural. De exemplu, satul tradițional, exista un gen cultural care se numeau femeile iertate. Erau femeile bătrâne, femeile care nu mai aveau nevoie de bărbat, care nu mai aveau astfel de dorințe carnale și se considera că sunt iertate de Dumnezeu și au o puritate sau recăpătat o puritate și o înțelepciune a vârstei. Numai ele puteau să facă prescuri la țară. Dar acum au venit brutăriile. În brutărie, în prima etapă, brutarii chemau câte o femeie în vârstă de la țară, câte o femeie iertată, măcar atâta să facă să ștampileze prescura cu prescurnicerul și totuși era ceva cât de cât ritual. Dar a intervenit, desigur, direcția muncii, direcția sanitară, direcția sanitară veterinară, care a spus că nu are ce să caute baba iertată într-o brutărie, că nu este igienică, nu este, din punctul de vedere al productivității, nu e bine acolo. Și atunci am interzis. Și acum brutarul, care este bărbat sau femeie sau tânăr sau nu are importanță, face și acele prescuri, inclusiv le ștampilează. Pentru satul tradițional asta ar fi fost un sacrilegiu. Sau descântecele, care trebuiau să fie făcute de anumite persoane și aveau un caracter de intimitate de multe ori. Există ritualuri care se fac în intimitate. Le-am scos din intimitate și le-am adus în mass media. Îmi amintesc cât de șocat am fost ca studentă când am citit despre practica unui mare etnograf de la București, Radu Răutu se numește el, care a făcut niște studii în Maramureș și a stat de vorbă cu o descântătoare celebră care întorcea soarta. Păi, satul tradițional, vrăjitoarele întorceau soarta întorcându-și ele însele cămășile. Și femeia pe care a provocat-o la prima ora dimineții, care încă o dată spune, era o vrăjitoare foarte cunoscută în zonă, uitând că este de față sau neștiind sau făcând abstracție total de prezența etnografului, și-a ridicat cămașa, și-a întors-o pe dos și-a rămas goală în fața etnografului, care sigur a rămas șocat și în momentul acela a realizat cât de important este acest cadru de intimitate și cum chiar și noi etnografii de multe ori călcăm strâmb, dar minte dacă și mediatizăm astfel de lucruri. Așadar, noi colportăm mult și denaturăm foarte mult, detectând cu o frenezie incredibilă orice este tradițional, orice pescuim din zbor, care putea să fie tradițional, numim tradițional, de multe ori reinventând sărbători, așa cum facem cu dragobetele, nu? De multe ori exagerând sărbători, așa cum facem cu dragobetele. În fine, le exagerăm tocmai pentru a le marketiza puternic, pentru că, de fapt, acum tradiție nu înseamnă ceva ce s-a făcut și trebuie să replicăm pentru că așa se face. Și noi de multe ori ne raportăm la tradiții ca la o mare sursă de venituri, mai ales în cultură, în managementul cultural, în marketingul cultural, în comerțul stradal, de multe ori cu cultură, nu-i așa, dându-i o valoare de multe ori exacerbată și face toate aceste lucruri, nu pentru că așa se face, ci pentru că așa se vinde. Trebuie să fim sinceri cu acest lucru. Am păstrat din tot spectacularul. Ei, într-adevăr, la sărbători nu ducem lipsă de spectacular. Exact așa cum la anunți nu ducem lipsă de spectacular. Totul este extrem, cât se poate de extravagant, ridicat la niște cote de spectacularitate maximă. Și de cele mai multe ori mai cădem într-un alt păcat, le scoatem din sit. În loc să mergem noi la țară și să vedem aceste spectacole, care sunt riturile, care sunt ritualurile, care sunt poate mituri locale, le aducem pe ele la oraș, inclusiv formațiile de dansuri, inclusiv răjitoarele, inclusiv uitând cât de mult contează contextul spațial și temporal pe care îl au aceste sărbători în sat. Le aducem așadar într-un soi de non-spațiu, pentru că, așa cum spunea Marco Genu, toate holurile hotelurilor unde îi punem să danseze pe dansatori sunt niște non-spații, la fel ca și sălile de cultură, casele de cultură, aeroporturile, eu știu, mall-uri, care o să fac tot felul de activități culturale în mall. Toate acelea sunt niște non-spații. A
altfel era când sărbătoarea se petrecea în casa dansului sau în șura dansului. Noi anihilăm toate lucrurile acestea aducându-le la oraș, nu-i așa? Am vorbit deja despre tot ce înseamnă repausul din sărbătoare și excesul alimentar. Există o analiză recentă care vorbește exact despre aceste sărbători, mai ales despre sărbătorile religioase, și atrage atenția, acolo sociologia atrage atenția că, de exemplu, într-o Românie covârșitor creștină, că așa știm că suntem, nu-i așa, de exemplu, ziua de Crăciun este o zi în care mall-urile sunt deschise, retailerii au deschis, poți să te duci liniștit să-ți faci cumpărăturile inclusivele alimentare în ziua de Crăciun. Mai mult decât atât, duminica a devenit pentru fiecare dintre noi, nu-i așa, o zi foarte bună pentru shopping. Că nu e așa de mare circulația, că nu-i traficul atât de intens, că oricum e deschis, că noi atunci suntem liberi. Așadar, noi singuri transformăm sărbătoarea. Și nu este vorba aici, nu este vina retailerilor, pentru că ei lucrează, nu-i așa, după principii de piață. Și dacă n-ar avea clienți, n-ar mai ține deschis. Dar ce să vedeți, țin deschis tocmai pentru că mulți dintre noi am înțeles că sărbătoarea zilei de duminică poate să fie foarte ușor petrecută la cumpărături. De altfel, reîntorcându-mă la Dragobete și la Valentine's, noi am observat etnografic că de cele mai multe ori Dragobetele se sărbătorește în fața televizorului, pentru că asta face de Dragobete. Eventual ne uităm la un spectacol folcloric, dar oricum ne uităm la televizor, nu mergem undeva, nu facem ceva în lumea satului. Iar Valentine se sărbătorește de cele mai multe ori la mall. Acestea sunt sărbătorile pe care noi le sărbătorim acum. Despre automatism și formalism am vorbit deja, pentru că cădem un pic și în acest formalism și trebuie să spun și acest lucru. Cred că suntem un popor cu o apetență extraordinară pentru sărbătoare și pentru festivaluri. Eu nu cred că există comună în România care să nu aibă o zi a satului, a orașului, a urbei în general. Și inventăm și marcăm astfel de sărbători dintr-o dorință nemaipomenită de a inventa tot felul de noi scenarii din acestea pentru sărbătoare. Așadar, avem tot felul de sărbători ale Cârnațului, la Recepei, ale Festivalul Bezei, Festivalul Clătitelor, Sărbătoarea Satului și așa mai departe, într-un context cam rupt de realitate. Pentru că sărbătoarea, să nu uităm, avea, așa cum vă povesteam eu la început, un context al ei. Noi acum ținem sărbătoarea odată în funcție de anotimp, cine își pune ziua satului în ianuarie sau februarie, că plouă, nici, e fric, nu vine nimeni. Ținem această sărbătoare în funcție de bani, că dacă primim bani de la Consiliul Județean, dacă primim bani dintr-un proiect european, dacă primim bani de undeva, atunci o ținem, când avem bani, nu-i așa? O ținem vara, luna august, dacă se poate, știți de ce? Pentru că atunci vine imigranția acasă și ne trebuie oameni mulți la ziele satului, deci le fixăm exact atunci când vin ei. Și, în general, ținem aceste sărbători după bunul nostru plac, gândindu-ne noi care este scenariul care ar putea aduce cât mai multă lume, dar nu scenariul inițial care însemna cu adevărat sărbătoarea. De altfel, vă spun doar întreagă, pentru că mă gândesc să mai fac o prezentare și de Paști. Amintiți-vă că în pandemie am ținut de două ori Paștile. Pentru că arhiepiscopul Tomisului a declarat că nu s-au putut ține atunci Paștile, nu e nicio problemă, le mai ținem încă o dată. Și în anul acela, de grație 2020, Paștile s-au ținut de două ori. Și Hristos a înviat de două ori, pentru că ne-am ținut Paștile de două ori. Și unicitatea Domnului nostru Iisus Hristos, dintr-o dată, a devenit duală. Deci, ținem sărbătorile fără niciun fel de altă logică. Și mai ales, vorbim despre această împodobire nemaipomenită a realului pe care noi o credem sărbătoare. De fapt, nu este sărbătoare. Foarte bine se spune atunci când se spune că, de fapt, sărbătoarea a devenit o poză a sărbătorii. Aceea este fotografia sărbătorii, pe care de cele mai multe ori nu uităm să o postăm pe Facebook. Dar, desigur, nu aceea este sărbătoarea, ci sărbătoarea este cu adevărat cea pe care o trăim în coordonatele echilibrului dintre om și sine, dintre om și comunitate, dintre om și divinitate.
Așadar, până la urmă, aceasta era ultima frază pe care vreau să vă spun din acest excurs comparativ între ce a însemnat sărbătoarea în satul tradițional, ce înseamnă sărbătoarea urbană și ce înseamnă sărbătoarea pentru generația Z. Am ajuns la această poză a sărbătorii. Dar pentru că nu se cade să termin într-o notă atât de pesimistă, dați-mi voie să fiu totuși optimistă în final și să vă spun că totuși acest curent pe care îl întâlnim în ultima vreme de revalorificare a tradițiilor sătești, o reapropiere de tot ce înseamnă lumea satului, este cât se poate de îmbucurătoare și că ea se petrece oarecum într-o zonă pe care antropologia culturală o numește revrăjirea lumii. Revrăjim lumea prin aceste tradiții la care încercăm să ne raportăm, uneori mai stângaci, alteori de-a dreptul aberant, dar de multe ori o facem așa cum trebuie și începem să trăim din nou în ritmurile, sau cel puțin să ne amintim din nou de ritmurile veritabile, autentice ale satului. Și pentru că mă cunoașteți cu toții și pentru că știți că îmi iubesc meseria mai mult decât orice, nu pot să nu închei spunând că eu cred că dacă vocea etnologilor, a etnografilor, a folcloriștilor, a antropologilor culturali ar fi mai auzită, eu cred că lumea în care trăim ar fi altfel. Încerc, am mai spus și altă dată acest lucru, încerc să-mi imaginez cum ar arăta o comună unde la primărie să lucreze un etnograf care să poată taxa toate aceste derapaje, care să-l sfătuiască pe primar și care să încerce să păstreze tradițiile acolo unde trebuie, cu multă acuratețe și cu, fără derapaje. Așadar, dacă toți sunteți prezenți aici și vă mulțumesc din tot sufletul că ați fost alături de mine, celor care puteți să faceți acest lucru, vă dau un îndemn. Cine n-are un etnolog, să-și cumpere. Că suntem tare utili la casa omului. Vă mulțumesc tare mult că m-ați ascultat. Firește, dacă aveți întrebări, vă ascultăm. Iar dacă nu avem întrebări și vreți doar să discutăm în continuare despre toate aceste lucruri, nu pot decât să vă invit la un pahar de cola, că te suntem pe jumătate americani, nu-i așa? Și să povestim poate acolo mai departe, dar vă rog, vă rog. Aș avea o întrebare, nu sunt specializată pe acest subiect, mi s-a părut foarte interesant prezentarea. Dragobete, a spus că nu este o sărbătoare caracteristică Transilvaniei, îmi cer scuze ignoranța, întreb de ce. Mă gândesc așa în cultura mea generală că e vorba despre influența austriacă și maghiară. Așa. Da, o să mă răspundeți. Și a doua întrebare este legată de... ok, de exemplu, eu sunt o persoană 40+, strămoșii și bunicii mei nu mai sunt. De la cine putem afla și trece spre noua generație, măcar o fărâmă din toată această moștenire care, din păcate, pe generația, mă rog, celor care au acum 5, 7, 10 ani, va fi ceva, probabil, științifică, fantastic. Exact. Vă mulțumesc foarte mult pentru amândouă întrebările. Da, în Transilvania nu avem decât în zone absolut sporadic și absolut bine circumscrise. Dar știți că, Dragobete, resta în cultura română nici nu are o dată fixă. Că Valentine știm sigur că e pe 14 februarie, dar Dragobetele se ținea în jurul datei de 24 februarie, nu neapărat exact atunci. Pentru că el era cap de primăvară, ori noi având în teritoriul românesc și deal și vale și munte, sigur nu venea primăvara deodată peste tot și atunci era o sărbătoare cu dată mobilă. Nu avem, într-adevăr, decât absolut sporadic în Transilvania, nu putem să o detectăm, dar putem să spunem altceva. Cu certitudine niște sărbători de primăvară,
care să celebreze fecunditatea și fertilitatea, cu siguranță trebuie să fi fost în începutul primăverii. Adică începutul primăverii trebuie să fi fost mult prea important în satul tradițional ca ea să nu fie marcată cumva. Dar nu era marcată exact prin această sărbătoare de dragobete. Noi nu o găsim nicăieri. Colega mea Olimpia, cu care bat satele Sălăjene, e aici și noi nu găsim această sărbătoare oricât de mult o detectăm. Dar cealaltă întrebare însă, v-am răspuns deja. Cine n-are cloroși să-și cumpere, cred că cel mai bine ar fi să învățăm fotbal de la antrenorii de fotbal și să învățăm despre cultura tradițională, despre cei care sper că nu și-au irosit timpul făcând școală în acest domeniu, dar cu siguranță au învățat foarte mult despre cultura tradițională. Pentru că unul dintre fenomenele cele mai cumplite, cele mai dureroase și cele mai enervante, de-a dreptul agasante, cu care ne confruntăm și noi etnografii de teren, este atunci când mergem și chestionăm pe cineva la țară și descoperim colportaje ieftine, pentru că fiecare babă în orice vârf de deal are televizor. Și televizorul de cele mai multe ori merge pe Etno TV, pe Hora, pe ce știu eu ce fel de emisiuni de genul acesta. Și ne vând de multe ori informații absolut superbe, extraordinare, de rămânem paf și nu știm cum să notăm mai repede. Și după aia la sfârșit spune, am auzit pe Etno, doamne, ești atât de frumos că mi-a spus Coca sau mi-a spus nu știu cine chestii din astea și mi s-a părut foarte, foarte interesante. Deci trebuie să avem mare, mare discernământ ca să nu amestecăm lucrurile. Și cred că etnologii pot să pună lucrurile la punct așa cum trebuie. Toată lumea, de la mic la mare, și generațiile de atunci, 100 de ani, 150 de ani, nu vorbeau despre acest subiect. Există o explicație științifică sau de altă natură, tradițională, explicație, nu știu, nu-i zona mea, am trăit de vremuri, eu am vârstă, dar nu se vorbea despre asta. Exact asta spuneam. A fost o lipsă, scuze, și închei. A fost o lipsă. Nu, cred că, cred că dragostea până la urmă nu este ceva despre ce să vorbești, ci de-a dreptul să o faci, să o practici, să o fundamentezi, nu-i așa? Așa că nu se vorbea atât de mult atunci pentru că era ceva în care ținea de, ce vă spuneam eu, de rost. Ținea de rost. Dragostea se finaliza, era ceva absolut normal și firesc, între tine și se finaliza de cele mai multe ori cu căsătoria. Ori căsătoria era cel puțin teoretic bazată pe această dragoste între tine și ea se consuma la modul cel mai moral posibil. Ori noi acum, exact ce vă spuneam noi, ce vă spuneam eu, masificăm atât de mult, aducem absolut totul în public. Nu mai avem nimic privat. Facem cât se poate de mult public, așa cum facem aceste sărbători pe care le mimăm, pe care le șablonizăm, pe care le artificializăm de multe ori și vorbim exact la fel de mult despre dragoste într-o față de o altă vreme în care dragostea era ceva mult mai natural, mult mai simplu, mult mai bine interiorizat decât acum. Era ceva absolut firesc, dar era ceva întotdeauna productiv, rodnic, avea o finalitate categorică. Nu așa cum facem noi acum cu aceste căsătorii mimate, de exemplu, sau cu atât de multe alte lucruri pe care le practicăm în public și nu în privat. Despre ce vor vorbi etnologii de la peste 20 de ani? Păi vom avea subiecte absolut copioase. Inclusiv pentru mine mă preocupă, de exemplu, acest cuplu de sărbători pe care îl voi urmări cu siguranță și în perspectivă, dar cred că antropologia nu va muri niciodată. Pentru că, de fapt, de ce? Antropologia este știința despre om. Ea așa se definește. Ea este o știință și ea este știința despre om. Este cea mai cuprinzătoare știință de pe suprafața Pământului, pentru că ea vrea să definească omul din toate punctele de vedere. Antropologia culturală, cea despre care vorbesc eu și pe care încerc eu să o practic, vorbește despre comportamentele culturale. Va fi foarte interesant de văzut comportamentele culturale ale generației Z peste 20 de ani. Așadar, antropologii întotdeauna vor avea de lucru. După ce antropologia
a urmărit în mod special colonialismul și prima dată antropologia culturală s-a axat pe popoare exotice din insule îndepărtate, insulele Trobriand, Pacific, Atlantic, așa mai departe, a existat un curent nemaipomenit care s-a numit Anthropology at Home. Antropologia s-a întors acasă și din acel moment al secolului XVIII am început să ne studiem propriile popoare, propria istorie a satelor, întorcându-ne acasă. Cred că undeva va exista un alt val de antropologie care se va centra pe urban și pe toate comportamentele culturale ale omului în urban. De altfel, există o antropologie a urbanului, chiar și la noi în România, și cred că va fi foarte, foarte interesant de văzut în ce parte vor merge aceste sărbători. S-ar putea ca peste 20 de ani și eu să fiu istorie, de aceea mă bucur că am apucat să scot împreună cu Daniel niște volume care vor rămâne totuși mărturii peste timp, că așa făceau stră bunicii noștri și s-ar putea să le găsim noi la sărbătoarea doar în digital. Să o trăim cu adevărat pe Facebook. Și să fim liberi de 24 februarie. Și să fim liberi de 24 februarie. Nu m-aș mira să fim... Mai aveți răbdare să vă spun fraza aceea pe care o tot spun eu întotdeauna apropo de marketizarea tradițiilor. Pentru că trăim în România și în România orice este permis, nu-i așa? Țineți minte că Sfântul Andrei, în tinerețea celor mai în vârstă dintre dumneavoastră, nu vorbea nimeni de Sfântul Andrei, nici vorbă, nu știau țăranii de așa ceva bun. Încet, încet, scurtez povestea acum ca să nu vă plictisesc, dar încet, încet, știți foarte bine, în anii a devenit Sfântul Național al Românilor și avem și o zi națională care este ziua de Sfântul Andrei și avem liber de Sfântul Andrei care este 30 noiembrie, nu-i așa? Bun. În 30 noiembrie suntem liberi de la Guvernul României, prin decret, prin lege, prin ce sărăcie o fi, iar iertați-mă că nu mă pricep foarte bine. Dar după aia urmează 1 decembrie, care este Ziua Națională a României și suntem liberi, nu-i așa? După aceea urmează 6 decembrie, când e Sfântul Nicolae, când e sărbătoare și nu lucrăm, nu? După aceea este... intrăm în post și după aceea vine Sfântul, vine Crăciunul, vin toate celelalte din 30 noiembrie și ajungem până la Boboteaza din 6 ianuarie să o ținem într-o sărbătoare continuă. În satul tradițional românesc, sărbătorile de iarnă acopereau o perioadă de 12 zile. De la intrarea în ajunul Crăciunului până la Boboteaza. Erau cele 12 zile care erau echivalente cu celelalte 12 luni ale anului. Acum, în România anului 2024, sărbătorile de iarnă încep în 30 noiembrie, odată cu Sfântul Andrei, și se încheie în 6 ianuarie, odată cu Boboteaza, sau 7 ianuarie cu Sfântul Ion. Am lungit toată această perioadă de sărbători de iarnă. Cui folosește acest lucru? Fără să fiu o adeptă a teoriei conspirației, cred că folosește foarte mult un marketing cultural agresiv, un experiment de marketing nemaipomenit în care toată România, sau jumătate din România vinde ceva și jumătate din România cumpără ceva. Nu e așa? Oare nu ăsta să fie rostul lărgirii extraordinare acestui concept de sărbători de iarnă? Și ca să vedeți la ce conferință ați asistat, a fost live pe Facebook. Mulțumim frumos! O zi bună în continuare. La revedere!